Ok, eu m-am prezentat. Și eu. Dragoste meu, senior PPC specialist la Web Digital, de peste 2 ani campanii de PPC, și Dorian. Eu sunt Dorian Bănuțoiu de la Seo Monitor. Ok, acum voi. Câți dintre voi sunteți specialiști sau lucrează activ în campanie? Câți dintre voi sunteți clienți? Câți dintre voi sunteți clienți? Bun. Bun. Câți dintre voi sunteți specialiști? Și restul? Era condiționat. Ok. În regulă. Haideți să vedem niște întrebări, pe care, niște provocări pe care le-ați avut voi. Nu stai că ai uitat ceva, cât sunt de vânzări, oameni de vânzări pe aici. Cât sunt oameni de vânzări. Bun. Ideea e că sunt sigur că aveți provocări pe care le-ați trăit de-a lungul promovării voastre online, a site-urilor voastre. Și suntem aici ca să răspundem la aceste întrebări. Și așteptăm întrebări. Vreau să vă întreb ce altceva puteți să spuneți despre PPC în afară de AdWords. La ce se mai referă PPC? Trebuie să zici către cine e direcționat întrebarea. Către specialistul PPC. De PPC. Spunem fiecare câte una sau? Te rog. Facebook? Te rog. Facebook? Eu am vorbit suficient. PPC înseamnă pay per click. Pay-per-click mai este și prin Facebook, se mai poate și prin LinkedIn și din câte știu mai are și era Arbo Context, dar pe sau pai da, dar tot pe PC, nu? Target. Ok. Left-click. Eu personal am folosit doar AdWords, Facebook și LinkedIn. Nu, am n-am folosit nici aia de la Arbo de care am auzit. Poți să ne dai niște exemple de campanii care au văzut pe și de am avut puține. Am avut o campanie care a performat destul de bine. Vindea un curs și era targetat pe Australia. Unei companii care vrea să facă recrutări să se promoveze prin LinkedIn. Păi, da. Gândesc că targetarea e... Și cam ce ar trebui să ai în vedere? $4 ok. Da, minimul e de 2. Eu știam că $2 e minimul. Ideea e că prin LinkedIn știi sigur unde ajungi. Știi sigur cine e în spatele calculatorului. Adică știi calitățile pe care le are persoana din spate. Și fiind domeniul de recrutare, cam ar trebui să meargă, zic eu. Că poți să... e ca și cum ai... Te uiți pe ce job-uri vrei să promovezi și te duci fix la oamenii aia și le spui job-ul. Adică... Și pe LinkedIn de conversie, cum merg apropo de tabelul pe care mi-ați dat mai devreme versus investiții? Pe tabelul lui Ionuț. La mine a avut rata de conversie bună pe cursul ăla. A avut în jur de 3%. Vreau să-ți răspund și eu. Eu n-am avut 3%. Mă simt rușinant așa un pic că în fața e 3%. 3% e foarte mult. Știu. Dar era foarte scumpă conversia. Era potrivită pentru clientul care vindea software, dar era scumpă pentru, să zicem, pentru un magazin de haine sau pentru, cred că ar fi fost scump, ok, pentru recrutare, așa și așa, dar ținând cont că dintre cei pe care i-ai recrutat, dintre ei doar o parte erau cei pe care efectiv îi recrutai și pentru care primeai bani, deci merge mai mult pe executive, dacă zic așa, decât pe recrutare de masă. Nu știu dacă îți răspund bine, e clar la răspunsul la întrebare?
Adică, fiind conversia foarte scumpă, nu ți-i permite să angajezi prin LinkedIn. Dar nu vreau să fac o discriminare acum. Cum? Da, adică angajarea de management e ok. Dar dacă headhunting, da. Dacă faci o angajare de masă pentru chestii gen... Nu vreau să merg în direcția aia, că aș putea discredita, știi? Și nu, sau discrimina. Și, da, te rog. Ideea e că acolo e ieftin, acolo e scump, știi? Și atunci conversia e scumpă, deci nu ți-ai permite să faci precum faci pe e-jobs sau pe best jobs. În sensul ăsta. Adică e un pic diferit. Și merge mai degrabă pe approach direct. Tu ca hunter, ca... Și oricum LinkedIn are niște opțiuni pe care ți le poate da pentru job seeking, deci e mai bine să folosești tool-urile pe care le ai acolo, da, să te promovezi, dar specific pe o chestie, na, ori faci, ai servicii de-astea ceva mai scumpe. Apropo de asta cu recrutarea, eu văzusem la un moment dat o reclamă foarte, foarte mișto pe LinkedIn, de la Google. Adică Google își făcea reclamă pe LinkedIn și apărea poza cu profilul meu și un mesaj de genul "See yourself working at Google". Deci mi s-a părut foarte, foarte mișto. Nu știu cum au făcut, probabil au un parteneriat cu LinkedIn sau poate chiar e posibil să faci reclame de genul ăsta. Că dacă o reclamă de... Da, era foarte fain că era un box destul de mare cu imaginea mea, cu poza care aveam eu la profilul de LinkedIn. Și mai jos era postul de la, de fapt, era compania Google. Există poziții și de Google Display Network pentru LinkedIn. Și au existat întotdeauna peste Google Display Network. Și puteai să livrezi bannere și reclamă imagine și reclamă text, dacă ai. Și reclamă imagine și reclamă text în cadrul LinkedIn prin Google Display Network. Acum n-am mai făcut de mult asta, dar nu știu de ce n-am mai făcut-o, dar nu cred că... Google-ul targeta presupun că în funcție și de profilul pe care îl aveai pe LinkedIn. Că nu cred că... A, și zici tu că era reclamă de tip imaginea aia? Că... Putea fi, nu știu exact unde a fost. Postasem poza pe Facebook, chiar am să mă uit. Dar nu, nu, că îmi părea noi dacă era... Că are adul ăla. Choice. Și am crezut că e ceva customizat de la LinkedIn. Pe de altă parte, faza asta cu costul mare pe click, este limitat la un minim de $2, uneori se poate justifica, pentru că dacă faci o targetare foarte, foarte exactă, s-ar putea ca click-ul ăla, persoana care a dat click, să valoreze cât 10 persoane care au venit din Google, pentru că persoane care caută în motor de căutare Google, ok, știi că persoana nu e interes, dar nu știi cine e în spatele calculatorului. Și s-ar putea uneori, în funcție de ce promovezi, să fie, să valoreze... Asta ziceam, că dacă faci executive research și salariul unui manager e, nu știu, 2.000-3.000 de euro, e ok să ai 10 la un cost de 400 de euro, știi? Adică cu 400 de euro să găsești 10 oameni, dar iar, acest lucru poți să-l faci căutând efectiv. Adică e undeva la mijloc. Adică, sunt sigur că talent hunter-ul dintr-o companie care își permite să angajeze un manager de 3.000 de euro poate să stea pe LinkedIn, să aibă un cont de job seeker, nu știu cum să numește, de talent, chiar așa se numește talent, nu știu cum, în LinkedIn, și să facă chestia asta manual. Pentru că e posibil ca, chiar la o rată de conversie foarte bună, costul să fie mare și atunci să fie mai rentabil să o facă ce manual. Ce spune Ionuț este că, având în vedere costul pe click, mai bine promovezi produsele premium și nu neapărat un job pe LinkedIn. Apropo de chestia asta, voi ați recomanda campanie pe PPC Da, avem deja campanie de PPC pentru Luxury Products. Și... da, o audiență foarte ciudată. Da. Dar e foarte ciudată audiența. Pentru că nu reacționează la... să zicem, nu reacționează la... Nu are nicio legătură cu prețul. Prețul NAT e praf, adică am văzut... cum? Da,
da, probabil, probabil. Ideea e că eu merg foarte mult pe descrieri de a calității produsului, zic, a caracteristicilor produsului, în sensul în care produsul e de piele sau e de piele de vită de Bavaria, nu știu, chestii de genul ăsta, știi? Adică acolo, în zona aia. În general, segmentul ăsta se cumpără mult bazându-se pe brand. Se urmărește brandul foarte mult. De exemplu, am avut o campanie pentru indesarieri. Și pe partea de search a fost așa și așa. E foarte greu să convingi o persoană care vine din search să dea bani foarte mult. Pentru că nu știi cine e în spate, nu știi cât bani are în buzunar, nu știi ce o interesează cu adevărat și așa mai departe. Recomandarea mea este mai bine să mergi pe display și nu știu, să faci marketing decât să mergi pe search. Pentru că e greu să ajungi la publicul ăsta prin search. Că e o problemă pe produsul de lux. Un om că cumpără ceva scump, vrea să fie văzut că cumpără acel produs. Nu cumpără pe net. Spa, pentru că altceva cumpără o gează prea da și te vezi lumea că ești curioasă, dar... Pentru că la un ok, ok, dar... Ok, dar cam asta e... Așa gândește lumea. Trebuie să fii văzut cum până așa văzut cum decât să cumpără. Poate fi o... Să știi că tot timpul ne bazăm toate lucrurile pe care le facem pe presupuneri inițiale pe care le testăm prin date. Și atunci o supoziție de genul ăsta poate fi aplicată ca un test și văzut dacă chiar mergând cu această supoziție putem avea date statistice care susțin și transformă ipoteză. Și așa facem cam tot. Pentru că planificând în bază zero, nu putem decât să credem că cineva care caută biciclete de se lucraș... face cel de-n sală să folosim microfonul. Sau... M-ai întrerupt, acum mai știu ce. Dacă cineva caută, de exemplu, mai clarificăm un pic întrebarea. Ce folosești pentru achiziție, ce folosești pentru retenție și ce folosești pentru... Converse de la competiție. Converse la competiție foarte periculoasă. E foarte periculoasă. Este un avocat bun. Da, bine. Lăsând avocatul la o parte, ești complet irelevant pentru competiție. Dacă nu ai niște articole în site pe care scrii, uite, competiția mea face așa și așa și așa și după aia crește, e posibil să-ți găsească site-ul tău și prin rezultate organice. Dar e cam trist, adică e foarte tricky pe competiție și acolo îți răspund eu restul pe, o să rog pe Dragoș sau pe Chris să răspundă pe zona aia sau pe Dorian, dacă zice pe zona de SEO. Adică dacă te gândești numai la PPC sau te gândești la SEO? La PPC. Ok. Bine, ok. Da. Deci la nivel de competiție lucrurile stau foarte tricky. De exemplu, dacă tu faci campanie pe competiție, cuvântul respectiv, el este foarte relevant pentru competiția ta, dar complet irelevant pentru tine din punct de vedere semantic. Acum, bineînțeles că relevanța unui ad este dată de mai mulți indicatori, mai ar fi CTR-ul. Deci dacă tu ai un ad în care ești complet năstrușnic acolo și dai click și oamenii dau click pe el, îl consideră relevant pentru cuvântul respectiv. Însă, șansa ca cineva care caută Jerry's Pizza să fie relevant pentru Spago Pizza este complet, este mai apropiată decât cineva care caută Audi și vrea BMW. Cu toate că la mărci de mașini e complet, e un pic diferit față de competiție. N-am acum să dau, că dacă îți dau exemple, o să înceapă să gândească la faptul că am făcut deja chestia aia și nu este așa. Dar, tocmai raționamentul pentru care e bine să faci campanii de protecție a brandului e pentru că alții fac campanii pe competiție și, aici o observație, chiar dacă nu fac campanii pe competiție, deci pentru tine, dacă există căutări care conțin brandul tău și tu te lupți cu competiția ta pentru cuvântul care a declanșat... Deci, să presupunem BCR, eu am un exemplu cu BCR. Credite BCR, credite ipotecare BCR. Nu, stai puțin. Credite ipotecare BCR. Dacă ai credite ipotecare BCR și ești Alpha Bank,
tu vei avea în lista ta de cuvinte cheie credite ipotecare. Credite ipotecare phrase match declanșează ADU la credite ipotecare BCR. La credite ipotecare BCR, tu BCR nu ai credite ipotecare BCR pe phrase. Și atunci, tu te vei lupta cu Alpha Bank, am zis? Te vei lupta cu Alpha Bank, fără nicio... Da. Da? Te vei lupta cu Alpha Bank pe credite ipotecare. Pentru care ești sau nu relevant, ai un istoric sau nu bun, oamenii au dat click sau nu de-a lungul timpului pentru tine, bla bla bla. Deci, basically, dacă tu BCR ai avea credite ipotecare BCR exact match, ești zeu. Pentru că ești super relevant, pentru că ăla e produsul tău. Și atunci, de-aia recomand campanii de brand protect. Nu numai pentru brand în sine, ci pentru produse cu brand. Da? Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebarea competiția, dar sper că a fost util răspunsul. Dragoș? Mai erau două întrebări. Cum face chestia de noi și cum faci retenție? Da. Cum faci chestia de noi clienți, fiind asta cu... A, folosind orice. Cristi, repetă-te, rog, că nu s-a auzit. Da, nici eu n-am auzit foarte bine. Hai să luăm un exemplu. Un exemplu, pentru ce produs. Spunem, gumă de mestecat? Nu e neapărat cel mai bun. Nu știu. Televizor? Pastila de cap nu e voi, nu prea e voi. Pastila de cap. Ok, dacă vrei... Exact, de ce te s-a spus. Ok. Ok. În primul rând, se diferențiază în funcție de cuvintele pe care le citează. De exemplu, cu cât adaugi mai multe... cu cât adaugi fraze mai detaliate pe care să le citezi, cu atât este mai eficient. Dacă tu ai, de exemplu, în lista ta de cuvinte cheie, TV LED 101 cm, o să-i targetezi pe ăia care caută TV LED de 101 cm și ai posibilitatea să ai o reclamă care spune chiar TV LED 101 cm și care să trimită vizitatorii fix pe pagina cu TV-ul LED de 101 cm. Și majoritatea site-urilor de ITNC au filtre pe tipul de televizor, dacă este LED sau LCD, dacă vrei să vezi doar LED. Așa. Pe de altă parte, dacă ai cuvântul cheie TV LED de 81 de centimetri, ai reclamă specială pentru TV LED de 81 de centimetri și trimiți pe pagina respectivă. Făcând chestia asta, ai un avantaj competitiv față de restul persoanelor care licitează, de exemplu, doar pe TV LED. Acum nu este rău să, de fapt, chiar recomand să licitezi și pe TV LED. Doar că practic, licitând și pe cuvintele astea cheie, te duci fix la publicul care știe ce caută și îl trimiți pe pagina de produse cu exact ce are el nevoie, iar șansele să convertească sunt mai mari. Pe de altă parte, persoanele care caută doar TVL, odată ai putea să le filtrezi, de fapt nu să le filtrezi, să le segmentezi folosind site link-uri. Și acolo le oferi fie prețul, fie diagonala, o poți pune în site link-uri sau alte criterii care, pe care știi tu ca magazin de ITNC că se caută atunci, că se iau în considerare atunci când îți cauți un TV. Alte metode de diferențiere, pe lângă asta, ar fi să faci o campanie, de exemplu, specifică pentru frazele care conțin cuvântul preț. În ITNC sunt multe persoane care caută preț TV Samsung, preț TV LED sau așa.
Da, pentru produsele, mai ales că pentru produsele care le ai la ofertă și știi că ai prețuri mai mici decât competiția, poți să mergi pic pe cuvintele astea cheie. Chiar și așa poți să mergi pe cuvântul preț, dacă ai un brand. Pentru că dacă ai un brand... Da, dar noi avem livrare gratuită, de exemplu. Ei lasă nouă livrare gratuită, deci poți și așa. Ideea este că în funcție de buget trebuie să stabilești o listă de cuvinte cheie pe care să licitezi. Pe ITNC competiția este foarte, foarte mare. Deci te bați cu player precum EMAG, Domo, Altex, Evomag și așa mai departe. SigmaNet, COS. SigmaNet. COS. COS. Și ăla, da. Că așa se numește. Mai știți? Deci trebuie să stabilești foarte eficient lista de cuvinte cheie pe care le citezi. Aici merge și cu lista de cuvinte cheie negative. Neapărat, de exemplu, ieftine, dacă nu ai televizoare ieftine, dacă nu ai, de exemplu, televizoare LG, să pui LG pe negative, numai ca să încerci să optimizezi la maxim campanie. O altă recomandare de-a mea este ca pentru absolut orice campanie din orice domeniu să adaugi ca și negativ joc și jocuri. Ai fi surprins să vezi că există jocuri pentru orice. Jocuri cu veterinari. Exact. Deci cu orice există jocuri, cel puțin în România. Mai ales dacă rulezi campanii pe display, nici nu mai zic. Joc și jocuri cu negative, pentru că sunt o groază de site-uri în care sunt jocuri cu orice, cu absolut orice. Și bine, și categorie exclusion, fără categorie exclusion, pe display e trist. Deci dacă nu e remarketing, e orice altceva pe display, categorie exclusion, și la categorie exclusion, cât mai multe. Cât mai multe, deci fără limită. Inclusiv below the fold, în 1000, primele 1000, tot categorie exclusion maxim, pentru că, na, oricum bugetul nu e nelimitat și nu o pierzi atât de mult. Adică o să iei poziții care sunt above the fold, o să iei poziții care sunt în site-uri care au trafic mai mult. O să te afiești pe site-ul de jocuri și pe... Bineînțeles că poți să... Adică nu exclude faptul că poți să trebuie să pui la negativ tot felul de domenii. Și pe lângă asta ce am observat eu este că, nu știu, jucătorii ăștia sau persoanele care stau pe site-uri de jocuri, persoanele care stau pe site-uri de jocuri, le place în aibii de mult să dea click pe reclamele. Da, da, da. Pe bune, bugete extraordinare se pot duce pe site-urile alea. Așa se joacă ei. Da. Eu cred că se joacă cu AdSense. Se joacă cu câștigul din AdSense. Asta e câștigul lor. Dar noroc că există filtre de invalid clicks și din ce în ce mai performante. Așa că să dea ei click și să schimbe IP-urile. Dăm voie să fiu un pic, intru în rolul de anfitrion și revin asupra la întrebarea. Haideți să vedem și întrebări pentru SEO. Sunt sigur că... Gata. Avem o întrebare. Hai că de când aștept, eu m-am sculat de pe părți. Deci când mă rând. Ok, eu sunt Radu. Merge? Nu știu. Dar zic de ce merge. Și eu m-am sculat de pe părți. Pentru Dorian, că l-am văzut că sunt de singur, n-ai zis nimic. Referitor la update-ul Penguin, dacă ai avut site-uri care au fost analizate și dacă ai reușit să le readuci în SEO. Am avut site-uri care au fost analizate, n-am avut site-uri care au fost penalizate din vina noastră, dar am reușit să aducem, să reparăm vreo două dintre ele. Am reușit să reparăm vreo două campanii. Adică le-ai readus pe poziție unde erau? Nu, update-ul Penguin e puțin mai diferit față de update-urile din trecut. Practic, cu ei, cumva, de la început, se arăți lui Google că tu nu ai făcut prostii și că profilul tău e natural. Ai scos din Google? Am scos și din Google. Păi și după aceea... Am scos link-urile numai care mi se păreau mie grav. Adică, ce am auzit și în piață, sunt câteva site-uri de la care cumperi link-uri și ești penalizat foarte grav. Și prima regulă, nu puneți link-uri pe homepage. Dacă cumpărați link-uri pentru homepage, o să aveți experiențe neplăcute. Depinde de zona voastră. Dar dacă le pui site-wide, da, normal. Și ai scos tot din guzmul care ai scos din directoare, toate este cerea regulată.
Nu, nu, nu. A, păi, asta e o pierdere, asta mi se pare o pierdere de timp enormă. Probabil aia au fost să aibă că au avut la și bugat, adică că aveai și eu că au făcut link de bine mai în de acord, de acord. Dar ca să stai să scoți din fiecare director în parte, dacă era bugat într-o mie de directoare, e o pierdere de timp enormă și nici până acum nu reușeam să salvăm ceva. Deci ai avut două acolo? Sau? Două care am reușit să le salvăm. Nu, pe România sau? Pe România, pe România. Așa că... Prima regulă e distribuția de link-uri între homepage și pagini interne. Adică ăsta e primul semnal. E nasol că face de destul de... facem pe destul de Nu e vorba de update. Că de când la update-ți le fac? Nu, nu e adevărat. Nu e adevărat, sincer. Adică noi ce am recuperat, am recuperat treptat. A fost penalizat total, 100 plus cu tot. Și am început să băgăm link-uri pe pagini interioare și categorii și a început să-și revină treptat, inclusiv cu cuvintele cheie pentru homepage. Deci și... asta greta mai mult pagini interioare. Da, da. Și homepage-ul ăla s-a revinit. Da. Foarte bun. Și trebuie să mai fii atent și la ancore, să pară naturale, să-l folosești mai tine. Am învățat foarte bine. Deci ce a fost cu ancore matching, încă nu mai știu. Nu, dar mă gândeam pur și simplu de... Ideea e să-l faci să pară natural. Să pară natural. Bun? Natural. Asta-i pe aia, la service. Știi că deja la service ce domnul ăsta e boala lor, știi? Să stai și pe asta, să faci parcă. Mai are o întrebare, dar te rog să repeți întrebarea. Nu, hai că... Tot, nu stai niște că zic tare. Referitor, să zicem, trai domeniul cuvântului, da? A zis, a întrebat dacă, dacă ai domeniu cuvântul cheie. Și cum s-aude în spate, Stefan? Ok, deci dacă ai... Asta zic. Deci dacă ai domeniu cuvânt, s-aude? Mai aproape. Așa, dacă ai domeniu cuvânt cheie, ține aproape. Ce înseamnă, să zicem, ancoră naturală, da? Deci am, nu știu... Zic tu... Imobiliare... Ceva. Deci, imobiliare Constanță, da? Cum îl... Ce înseamnă natural? Că imobiliare Constanța ar fi natural, dar totuși este și un cuvânt e relevant. Ar fi natural dacă așa e brandul tău. Păi asta e ideea, că dacă îți folosești cuvântul cheie ca domeniu, practic nu ai un brand. Nu-ți deții brandul ăla și e un motiv în plus ca Google să-și dea seama că tu încerci să manipulezi. Adică ți-ai făcut site-ul ăla doar ca să urci pe cuvântul cheie respectiv. Și asta pentru mine înseamnă manipulare. Aici nu se dea cu asta înseamnă că toate site-urile care au ar trebui să le dea jos și să lase în mare pentru... Deci, marea majoritatea brandurilor nu au fost afectate. Păi, da. Astea sunt statisticile. Deci dacă aveți site imobiliare București... E un semnal în plus de care se folosește. Sau imobiliare... sau imobiliare, nu știu ce, erai penalizat mai repede decât dacă aveai Yoko imobiliare. Da, practic griji mai mult cu, cu partea asta. Da. Am salvat și eu câțiva clienți. Le-am zis să nu-ți folosească. Și acum? Le-am zis să-ți folosească, să scriu un brand. Și dacă vezi directezi un domeniu, să zicem, care asta n-am încercat, acum, acum fac un test cu, cu chestia asta. Am făcut și eu și se bucă și domnul. Bine, deci, dacă e un pic de brand. Și e penalizat, s-a adus și ăla, știi, și e după ce scoți redirectul și revine. O să fac un test și la data, data viitoare, când avem lumea SEO, ne întâlnim și spun ce s-a întâmplat. Dar chestia e că există un pic de brand, adică se caută de 10-20 de ori pe lună, dar domeniul... Dar domeniul e exact, exact match, doar ca să urce pe cuvântul cheie respectiv. Dar ei au, practic, un, un brand mic acolo. Și e posibil să-l salveze. Adică să scăpăm de partea asta. Oricum, ne auzit mult la vizit, dar e și vreo. Cum am alte întrebări? Oh, alte întrebări. Bogdan Aron. Bună seara. Mi-aș dori tare mult să vă întreb dacă ați promovat business to business. Pe ce categorii de produse, servicii și cum aveți? SEO, PPC, Facebook? Da, noi suntem business to business și ne-am promovat. Și a mers bine. Din câte știam, clienții din Google care vin sunt clienți de preț. Nu ne promovăm pe search. Pe
asta întrebam, ce ai făcut, cum ai făcut? Deci pentru tine și pentru alți clienți. Cristi, a zis că te-a găsit prin Google, așa, că te promovezi și prin search. Da, nu promovezi prin search, m-a găsit, dar numai, m-a găsit organic. Și după aia, după ce ai ajuns pe site-ul... Mulțumesc! Nu, glumeam. Am făcut după cum spuneam, o campanie de genul în Gmail, contextual Gmail, da? Funcționează text ad-uri, Google Display Network, clar, funcționează foarte bine. Dar e un pic cam scump, dar pentru mine e ok la nivel de cost. Pentru că return-ul pe client, pe conversie la ăla, e foarte bun. Adică e bine. Nu mă interesează neapărat că plătesc 3 lei pe click. Pentru că e ok. Și fac și remarketing pe liste diferite și aici băi, nu vreau să vă vând așa strategia, dar vă zic. Cristi, lasă, te rog frumos pe el. Acum e momentul în care trebuie să zic, știi? Zicem că folosirea unor site-uri satelit de informare ajută în identificarea unei audiențe potrivite pentru o anumită categorie de servicii, pe care remarketată poate aduce beneficii. O să-mi dai un exemplu mai concret? Să zicem că imunteanu.com este un blog pe care îl citesc oamenii care reușesc să descifreze conținutul. Cei care reușesc să descifreze conținutul, să spunem că sunt ușor interesați de domeniu, da? Și atunci dacă îi remarketăm pentru o anumită categorie de produse pe care le avem noi, funcționează. Ok, și pentru clienți, o să-mi dai niște exemple de categorii sau nu neapărat nume sau servicii, produse, business to business, mă interesează. Zici o categorie, că vreau să spun întrebarea. Da. Ok. Deci, ăștia nu sunt mă pe Facebook. Da, da, da. Ei, nu sunt și ei pe Facebook. Sunt pe LinkedIn, dar nu, stai puțin. Hai să nu mergem cu LinkedIn. LinkedIn e second tier, ca să zic așa. First tier, Google AdWords, în toată rețeaua, da? În primul rând, directorul de achiziții face și el niște căutări pe Google specifice pentru domeniul lui de activitate. Adică putem să identificăm audiența în funcție de intenția pe care o are și semantic. După care, directorul de achiziții citește anumite materiale, ceea ce se potrivește extraordinar de bine cu contextual based advertising, care e pe rețeaua de site-uri partener Google. Directorul de achiziții citește anumite site-uri internaționale, da? Pe care noi putem livra reclamă în poziții foarte bune. Spre deosebire de România, pozițiile premium nu sunt rezervate. Pozițiile premium se dau și către Google Display Network. Și atunci, un blog de specialitate, un blog în care ei vorbesc despre, nu știu, să zicem că director de achiziție ar fi interesat de shipping sau de labeling, nu? Și atunci, poate, dacă FMLO s-ar da, de exemplu, ar construi un, nu știu ce, ar face nu știu ce, un nou depozit, dau un exemplu, poate directorul de achiziție ar fi interesat de articolul respectiv să-l citească. Și atunci, ok, nu putem să-l remarketăm doar pe el, decât dacă ne zicem, în legătura cu site-ul respectiv, site-ul respectiv e destul de ok să ne pună codul de remarketing pe site-ul respectiv și să putem să retargetăm utilizatorii pe site-ul respectiv. Nu e foarte complicat, merge, și până acum e una, două, trei, patru metode. Iar în Facebook, eu nu consider Facebook-ul a fi numai un mediu în care oamenii care nu plătesc stau și gravitează în jurul unei informații, ci mai degrabă ca o bază de date, de user, la care avem toate detaliile. Vârstă, copii, căsătoriți, necăsătoriți, ani, cât vrei tot. Deci eu consider o bază de date pe care pot să o accesez cu plata la click. Deci dacă dau la o parte, cum avem noi Community Engagement Product, care e cu sponsor ads, toate frumoase acolo ca să crească comunitatea din jurul unui motiv, din jurul unui motiv, că până la urmă despre motive, nu despre brand. La fel, bine, dacă e love brand,
Na, vezi Starbucks, love brand, vezi, nu știu, o grămadă de love branduri. Dacă dăm asta la o parte, o mare bază de date de clienți, de potențial clienți. Și dacă tot se duce microfonul spre Dorian, se întâmplă ceva... Hai, am o întrebare pentru Ionuț. Pe Facebook poți să targetezi omul după jobul respectiv pe care îl are? Poți după topic. Ai o opțiune care se numește interese. Acolo poți să adaugi cuvinte cheie care se regăsesc în conținutul paginilor. Aș zice în conținutul wall-ului, dar nu e numai în conținutul wall-ului. Cred că e o... e... El le folosește... Dar pe tine te interesează de ea care fac? Da. Dar aia te interesează. Cam câți? Păi în ce domeniu? Bucătari. Toată lumea scrie pe Facebook, nu? Toată lumea citește pagini de pe Facebook. Bucătari, chefs, mă interesează. Campanie pentru chefs. Nu știu, de unde să știu? Nu știu. Cum fac să am? Din universul acum, posibil. Acum la lucra, deci pa! Nu, răspunsul, păi nu, răspunsul, nu, nici pe departe, n-ai venit, deci nu, erai deja convinsă, deci nu e. Ideea e că există topicuri, interese pe care le identifici, cum zicea Dragoș, în ce scrie omul, da? Și poți să identifici, bazându-te pe cuvinte cheie, din contextul în care e, dacă el vorbește despre un anumit tip de rețetă, o rețetă, da? Păi te gândești că e bucătar, dacă nu e femeie casnică. Cu siguranță în România numai bucătarii vorbesc despre rețetă. De acord. Dar dacă eu spun... Și numai fotografii profesioniști pun poze pe Facebook. Vai, mă, nu trivializa, mă. Păi hai să o luăm așa. Păi dacă nu-mi răspunzi la dacă business... Dacă eu am înțeles, nu, dar gândește în felul următor, da, îți dau răspuns. Dacă, de exemplu, bucătarul vorbește despre cum să facă ouăle Benedict, așa le zice, pe care, scuză-mă, da, mie nu-mi ies. Adică nu pot să fac swirl-ul ăla încât ou când cade să rămână nemodificat. Tot timpul să face praf, să rămâne numai gălbenușul. Păi eu cred că un bucătar știi cum să-mi zic că mie să-mi vârt în oală? Acum poate și o femeie, dar... Poftim? Sunt o grămadă de blocări care... Știu să facă o ouă Benedict. Eu am văzut două rețete extraordinare și poza asta. Maa... Deci eu credeam că e rocket science, deci mie mi s-a părut foarte, foarte complicat. Da, nu știu, Bogdane, să zic dacă identificarea asta funcționează și pentru bucătari. Business to business nu e... Păi nu, nu, nu. Că tu ai criticat faptul că nu e, că, na, ok, pe business to business identificăm niște intenții. Pe bucătar, na, poate fi mulți cu interese, e un pic greu să canibalizează audiențele. Adică bucătarii sunt și, au aceleași interese ca femeile care gătesc. Ne-ai recomandat să facă BC pe LinkedIn, spun eu, sigur, sunt foarte mulți. Păi, deci, da, eu ți-aș recomanda, dar dacă aș limita la nivelul de vârstă, dacă vrei... Și, acum să nu uităm că mesajul segmentează. Adică mesajul nu doar e construit ca să-l păcălească pe utilizator să dea click, este folosit ca un mecanism de segmentare a audienței și mai departe. Adică dacă tu îi spui în ad că vei găsi nu știu ce pentru bucătari, păi doar, na, dacă nu ești bucătar, dacă nu te interesează, poate nu dai click, nu? Și atunci rata de click, adică folosești ad-ul ca să segmentezi, poate nu așa. Un exemplu trivial, nu l-am gândit în profunzime, dar poți să segmentezi prin ad. Pe ce? Facebook? Pe, nu știu, să zic, mă interesează dezvoltatorii software, mă interesează bucătarii. Doar după interesele și cuvintele cheie pe care le folosesc. Ok. Sau pe LinkedIn. Păi nu, mixul sunt deschisă să interați voi. LinkedIn, Facebook, Google, nu știu. Pe partea de bucătari... Dar se poate face cineva campanie, are rezultate. Bucătari specific eu nu am. Categorii profesionale întreabă ea, nu neapărat pe bucătari. Păi da, dar nu mergem direct pe categorii profesionale, că segmentarea nu e, e psihosociodemografică, deci e pe mai multe caracteristici. Adică identificăm, cum să zic, interesele prin cuvintele pe care le folosesc. Deci e o segmentare semantică. Eu acum dacă... Și un copil poate să folosească același cuvânt care ar defini în teorie un bucătar. De exemplu, dacă eu scriu sternocleidomastoidian, într-un curs am exemplul ăsta, sternocleidomastoidian,
Ok, cât o să zică toată lumea, sternocleidomastoidean o să zică ăia care știu ce înseamnă. Dar s-ar putea un copil, când scrie lucrarea de un referat, să caute sternocleidomastoidean. Nu pot să-l iau să zic, a, tu ești copil, tu nu ești categoria profesională pe care o căutam eu, la o parte. O să iei după vârstă, dar dacă unești segmentele, poți să ajungi la ce trebuie. Ok, și prin Google poți să ajungi, de exemplu, la bucătari, gândindu-te la ce caută ei. Deci am pus să citesc pe cuvinte cheie de genul, nu știu, cuțite, care sunt... Da, nu mă pice, dar vină și eu caut cuțite. Nu. Cuțite, anumite tipuri de profesionale de bucătărie, cum adică? Tigăi nu mai știu de care, că sunt sigur că sunt chestii specifice pentru ei. Și care nu le caută utilizatorii de rând. Pe lângă asta, apropo de întrebarea lui Bogdan cu B2B, o modalitate pe care am folosit-o eu cu succes, dar în afară, nu pe România, că pe România am încercat și nu prea mi-a mers, este să le citesc pe brandurile concurenței pe rețeaua de display. Și dacă te gândești tu, e o strategie destul de interesantă. În mod teoretic, ce ar trebui să se întâmple? Și ai făcut fiecare câte un alt grup pentru fiecare brand sau le-ai pus pe toate într-un? Le-am pus separat. Le-am pus separat ca să văd care sunt și afișările pe brand în parte. N-am făcut asta niciodată. E foarte... Și nici pe search. Pe search... Încercam să fiu ironic, nu am făcut, adică cine nu face asta... Dar pe display, la nivel teoretic, ce ar trebui să se întâmple? Ca pe rețeaua de display pe competiție. La nivel teoretic, ce ar trebui să se întâmple? Pe rețeaua de display, ori de câte ori se vorbește pe un site de brandul concurent, ar trebui să îmi fie afișată reclama mea. It's like magic. A venit pizza, așa că... da, e ok? Da? Rezolv tu, da? Bine, în regulă. Și, deci, și acolo, și la nivel de SEO, sunt tactici speciale pentru... sau, mă rog, ce ai putea să ne recomanzi pentru a ranca un site business to business care încearcă să facă... Pentru business to business, eu văd două strategii. Una ar fi de awareness, în care folosim niște cuvinte cheie mai generale. Și, practic, vrem să fim văzuți de oameni și în modul ăsta să accesăm și o parte din cei care sunt interesați. Sau să mergem foarte targetat, dar există căutări foarte puține. Adică, în general, pe ce mergem foarte targetat, există căutări puține. Și AdWords, Keyword Tool, câteodată îmi dă... Asta e cumva valabil pentru toate domeniile. Adică, unde e foarte targetat, sunt căutări puține, unde sunt... Broduri sunt căutări multe, adică dacă e, nu știu, dacă e ceva specific pentru business. E destul de dificil business pe search, adică așa mi se pare. E greu să vinzi pe Google business to business? Dacă accesezi, adică investiția mi se pare destul de mare și numai dacă îți permiți, poți să o mică parte din oamenii ăia vor să cumpere de la tine. Deci cred că merge foarte bine cu site-ul satelit, cum ziceam mai devreme. Deci acolo e, dacă tu creezi conținut relevant, vorbeam cu cineva care era la o companie de business intelligence, care spunea așa, da, dacă eu fac un studiu pe care îl livrez, da, un fel de white paper, dar nu vă gândiți white paper în sensul clasic, băi, ok, îl downloadez un PDF, pac, plătești 3 euro și gata. Nu, un studiu util, da, pe care îl faci pentru o anumită categorie profesională și după care conținutul respectiv îl promovezi către o zonă apropiată, triezi odată, filtrezi odată audiența respectivă și după aia pui coduri de remarketing și remarketezi audiența respectivă. Dar tot la promovarea lui, da, nu organic. Adică, telefonul? Da, pe Facebook ați făcut vreodată prin aduri, business to business? Da. Și-a mers? Da. Ce să zic? Tu crezi că o să-ți răspund nu la vreo întrebare în care îmi spui dacă am mers? O să-ți zic... Spune-mi cum am mers. Am mers foarte bine. Nu sunt credibil? Ești incredibil. Bun, acum... Incredibilă te-am lăsat la 9% la aia care... Ah, ok, nu. Deci, nu, ratele de conversie sunt între 0,4% și 2%, adică...
Dar noi vorbim aici de lead-uri, deci lead-urile... E un lead generation, nu e neapărat... Eu nu știu cine mi-a pus întrebarea acolo, am auzit un zgomot, dar n-am... Am mers încă o dată, dacă am împărțit procesul funnel-ul de conversie în etape, sau să zicem funnel-ul e mult spus, am împărțit în bucăți. Și atunci, după ce am făcut conversia care era mai simplă, nu știu, să le iau datele, după care am comunicat către ei mai departe. Deci, practic, gradual, pas cu pas. Și LinkedIn-ul ne-a ajutat să identificăm primul tier, deci first tier, știi? Și după aia i-am luat de acolo și am trimis mai departe. Am legat strategia de remarketing cu strategia de Facebook, care e o chestie pe care o mai facem din când în când ca soluție. Adică am livrat mesaje targetând psihosociodemografic, după care i-am adus pe site și după site i-am retargetat cu mesaje. Mai am o întrebare către Dragoș și Dorian. Voi faceți doar SEO și voi faceți doar PPC, nu? Da. Și bănesc că se întâmplă să lucrați pentru un client care face SEO, respectiv PPC, cu o altă firmă. Cum colaborați cu, dacă colaborați într-un fel cu firma cealaltă și cum se întâmplă? În general, nu colaborez, adică la modul să am discuții cu firma cealaltă, pur și simplu mă uit în analitici și văd ce s-a întâmplat pe el. Adică, dacă funcționează în AdWords, sigur va funcționa și în search. Ok, dar se poate întâmpla, nu știu, să trimiți un request către firma de PPC prin care să-i zici... Bă, uite, încercați și voi keyword-ul ăsta, vedeți dacă are conversii și na, ca să nu ne apucăm noi să muncim. Noi asta chiar o recomandăm, adică dacă nu ești sigur de cuvintele alea cheie, fă un test cu AdWords și vezi ce se întâmplă. Ca să știi dacă merită într-adevăr investiția aia pe termen lung pe cuvintele respective. Și oricum, când dezvoltăm o campanie de PPC, ne uităm, bineînțeles, și la ce vine din organic și testăm cuvintele respective din organic. Adică avem rapoarte predefinite care vin problema asta. Săptămâna. Da. Concluziei că trebuie să vorbească între agențiile sau mai bine nu se uită fiecare? E mai bine să vorbească. Până acum, de câte înțeles că nu au vorbit deloc. Adică, băi, ne unim în Analytics, ar trebui pus un chat în Analytics. Pentru... Deci, și că am primit request-ul ăsta, că trebuie un chat în Analytics. Vreau să luăm un pic de pauză. Sunt fumători printre voi, plus cei care mănâncă pizza. Avem o întrebare, încă o întrebare mai luăm și după care, da, o să ți aduc eu microfon. Da? Noi folosim în campanii organice ca un de ghidare. De câte ori folosim, de exemplu, construcția unui site nou. Se folosesc teste cu campanii de search ca să stabilim lista de cuvinte cheie pentru respectivul site? Nu neapărat teste, adică stabilim niște cuvinte cheie de comun acord cu clientul și după care mergem pe ele. Dacă observăm că într-adevăr există probleme, le scoatem și propunem altele noi. În general, dacă sunt propuse de noi, sunt bune. Dacă vin de la client, gen vând nuntă, nu ne ajută cu nimic. Nu ne ajută nici pe noi și nu ne ajută nici clientul. Și în ultima perioadă, cuvintele vin de la noi, nu le dau clienții. E ok. E bine să ai feedback și de la client ca să știi ce le ajută pe noi mult. Corect. Ok, vă mulțumesc mult, luăm o pauză, mâncați, spagă pizza, ne-a adus pizza și ne vedem după pauză. Putem să așteptăm în continuare, sper că v-au plăcut pizzele de la Spago Pizza. Puteți să există și un meniu pe undeva, puteți căuta pe Google, să îi regăsiți acolo și puteți comanda de la ei. Au niște, dacă v-au plăcut. Avem campanie de brand protect, dar poate ar fi indicat să nu dați click chiar pe ad. Pe lângă așa puțin, în spațiu alt. Bine, nu, glumim. Dați click pe ad, dar comandați. E ok. Asta e un commitment to self, știi? Adică, dacă dau click pe adul Spago Pizza, atunci comand. Deci, ok, haideți, așteptăm alte întrebări. Sunteți curioși să vedeți cum ar suna momentul în care intru pe Spago Pizza, după ce am dat click pe organic sau nu? O reducere pentru 10%, pentru toți membrii lumea sau 10%. Thank you.
Deci nu-i business-ul meu. Dacă cumva ai avut impresia că a fost self-promo, să știi că adesea se întâmplă să țin atât de tare la clienții mei, încât... Nu ziceam la mișto, ziceam, era, nu, era chiar nici serios. Dar nici eu nu ziceam la mișto, deci chiar zic serios. Poate să fie o propunere, știi că trebuie. Da, o să inițiez această propunere. Ar fi o idee. Da, ar fi o idee. Să vedem dacă... flies, ca să zic așa. Apropo de chestii de asta, ați făcut campanii pro branded, ca să zic așa, pe... Băi, nu. Aici vreau să te aduc de fapt. Am văzut clipirea de noi. Da. Co-branded, nu. Co-branded, nu. Ba, nu. Nu e adevărat. Am făcut. M-am adus aminte. Băi, nu a mers așa bine. Sincer să zic că a mers mai prost decât, uite, na. A mers mai prost decât campania lor care era în trecut, dar să spun de ce. Pentru că noi ne-am centrat pe câteva categorii de produse și am încercat să vindem specific din categoriile respective, iar ei înainte vindeau din toate categoriile, inclusiv accesorii și tot felul de produse. Și atunci, bineînțeles că volumul de conversii pe care campania dinainte o avea, era mai mare decât mai multe, erau mai multe conversii, volumul de conversii era mai mare decât cele pe care le-am avut noi, pentru că noi mergeam specific. Mihai, dar veniți în zona asta din față aici. Sau treceți aici ca să ne auzim mai bine. Hai, Bogdan, Mihai. Să pun întrebări mai să și auzim mai bine, să ne vedem la ochi așa. Hai, Kerion. Deci, asta ar fi co-branded. Mi-ar plăcea, de exemplu, să combinăm PPC-ul, remarketing-ul cu PR-ul online. Aici mi s-a părut o idee foarte bună pe care am pus-o în, doar ca și propunere, n-am pus-o în practică efectivă. Să punem codul de conversie pe 5, 6, 7, 80, codul de remarketing pe 5, 6, 7 articole pe care s-a în care s-a vorbit despre un anumit brand. Ai face, de exemplu, nu că am ca și o sugestie așa, voi să puneți codul de remarketing al lor la voi pe site și invers? O să-ți vând un cont acum. Există codul de remarketing de la Lumea SEO la noi pe site și codul de la Lumea SEO, în contul de Lumea SEO la noi nu, pe dar site. Ziceam cu punct, de exemplu, știi, care merge... Poftim? Cu ei. Avem o modalitate de a marketa clienții în mai apropiat, mai .ochit.lovit. E mai mult la nivel de, mai puțin la nivel de branding, e mai mult la nivel punctual, dar sugestia extraordinară și o să o aplicăm jabla. Da. Din câte înțeleg eu, faceți lucruri diferite, deci nu prea aveți cum să-i furați. Ce e la SEO? Nu, ideea e că unii clienți au bugetul limitat și au de ales între AdWords și SEO și aici intervine da, e interesant. Dar cum gestionăm acest aspect al clienților care au bugetul limitat? Business-ul de pay-per-click marketing pe care Web Digital îl propune pentru piață nu este un business de push. E un business de pull. Deci e, ca să răspund mai clar, da? Noi explicăm ce putem să facem, iar clientul este cel care face, care apasă pe butonul de start. Adică noi nu vindem către client așa cum ai vinde un aparat de fotografiat. Noi îi spunem clientului că există posibilitatea ca el să facă lucrul ăla, ne asigurăm că el știe că noi putem să facem chestia aia și atunci el decide dacă vrea să facă. Și care, apropo de diferențiere, când te luase chestii ceva mai devreme, aș fi curios, în cazul lui astfel de client care are bugetul limitat, cum vă diferențiați voi față de SEO și voi cum vă diferențiați? Nu ne canibalizăm, mă. Eu ce obțin nu ne canibalizăm. Nu, dacă vine un client la tine și zice, domnule, am 1000 de euro pe lună, pe care poți să-i dau la PPC sau la SEO. Tu vrei să iei banii aia, clar. Nu o să-i zici, uite, eu pot să fac asta, dacă vrei să vii la mine, bine, dacă nu... Mihai, o să te las pe tine să răspunzi din partea mea. Nu, și-a
de obicei e bine să, chiar dacă serviciul tău nu e cel mai bun pentru el, de obicei e bine să-i zici ce e corect să facă, pentru că e mai prieten cu tine. În momentul în care o să aibă nevoie de serviciul tău, o să apeleze la tine. Păi, nu, corect, dar pornim de la presupunerea că ambele vine un client, are 1000 de euro și vrea să știe dacă se-i bage pe AdWords sau pe SEO, nu? Exact. Hai să vedem ce obiective are. Vrea să aibă rezultate începând de mâine sau începând de 3-6 luni? Dacă îi pui, asta e o întrebare de vânzări, ca să zic așa, pentru că dacă îi pus în, dacă îi pui întrebarea asta, clar e... Dar vrei să-ți vină constant sau în momentul în care se termină bugetul să nu mai ai la chestii de genul? Da, vezi tu, pui propoziție competitivă cele două soluții. Dar soluțiile sunt bine. Da. Asta vreau să zic și eu. Și aș recomanda bine, eu. 1000 de euro. Da, ai 1000 de euro, ok. Ți-aș recomanda să faci și AdWords și SEO. Ok. Acum dacă îmi permiteți și un pic, noi avem... Prezintă-te ca să știi lumea cine. Numele meu e Florin Pețu, account manager la SEO Monitor. Noi am avut câteva situații când, într-adevăr, au venit clienți la noi. Uite, eu îți dau un exemplu. A venit un client la mine care nu avea un buget foarte mare și mi-am dat seama că pentru el, în momentul de față, trebuia să înceapă niște cursuri ieri ca să facă bani. Și mi-am dat seama că, în momentul de față, eu dacă luam niște bani pentru SEO, îi aduceam niște rezultate, dar riscam să-i fărâm business-ul. La propriu. Adică eu îi luam 3 luni bani, el nu mai suporta, cine știe ce se întâmpla. Și atunci am zis că e mai bine pentru el să înceapă să facă AdWords. Face AdWords, are cursanți, face bani, ce face după aia investește în SEO. Și în continuare poate să meargă și cu AdWords și cu SEO. Are 1000 de euro și știm, vorbesc cu Mihai, da? Și zic, băi Mihai, uite, avem clientul ăsta, avem un client care are un magazin online, vrea să înceapă puternic, are 1000 de euro, ce facem? Dacă Mihai, dacă noi discutăm și Mihai îmi zice, băi, fiate, dai să facem 3 luni de zile AdWords, știm că îi generăm niște venituri și eu după aia începe și o campanie SEO. Adică noi cumva acum ne orientăm către clienți. Asta, da. Value for client. Adică noi așa privim lucrurile în momentul de față. Nu încercăm să luăm noi, dacă are 500 de euro, ok, hai că-l iau, eu văd ce se întâmplă 3 luni, băi Mihai, pare rău. Adică, așa e și situația lor. Iau niște clienți sau au... Se... Nu, vreau să întreb câți au rate de aici, de exemplu. Rate. La bancă? La bancă, da. Avem pe cineva de la vreo bancă aici? Nu. În sensul care totuși trăim într-o lume concurențială, toți luptăm pentru aceiași clienți, pentru aceiași bani. Dar asta e greu. Greșit. Tu faci AdWords și iei banii și de la... Da, pornesc de la presupunerea că îi fac bine, adică nu zic... Da, și după 6 luni, el vede că rezultatele le are numai din AdWords. Nu i-a crescut deloc business-ul. Și dacă e mulțumit, și dacă nu mergi de la premisa că e mulțumit. Da. Ideea ajuns cu 1000 de conversii de luni. Asta vrea să ai investești. Aici contează foarte mult să nu intrăm în niște particularități. Sunt oameni care nu înțeleg business-ul, intrăm online, au magazin, am întâlnit magazine online care nici măcar n-aveau analytics-ul setat, ăla de e-commerce, și el vrea să bată cu Evomax. Ok, felicitări, dar ce faci? Am un buget limitat, am mai găsit eu un vecinul de la doi care face mie pe 100 de euro. Adică oamenii care înțeleg business-ul și intră în business-ul și vor să facă bani mai mult și să crească, o să caute toate metodele prin care se dezvolte. Inclusiv social media... N-ar fi o soluție să nu mai lucrăm cu astfel de clienți? Adică... Trebuie să-i crești și... Da, uite o poveste de succes pe care am publicat-o acum la Google, pentru că ne-au solicitat fiind Google Engage Platinum Partner cu programul lor Engage. Ne-au solicitat... Sunt și eu deja acolo, mulțumesc. Bravo, felicitări. Deci de știi că suntem pe Google, nu? Nu, vreau să zic că sunt ca și poveste de succes, nu am nicio treabă cu Engage-ul sau cu... Ideea, ca idee, ideea e că unul dintre clienții ăștia, de care spuneați voi, da, de care vorbiți acum,
e unul dintre poveștile astea de succes, pe care de altfel, dacă am fi l-am fi tratat așa cum mai acum, adică am fost tăioși, să zicem. Dar eu pun întrebări, nu zic că așa e tratat sau... Nu, nu, am înțeles, dar zic... Da, și el ți-a prezentat o mentalitate de a trata clientul și spun că dacă i-am fi tratat altfel, dacă acest client ar fi fost tratat altfel, ar fi ajuns, n-ar fi ajuns niciodată poveste de succes. Ar fi, nu știu dacă ar fi închis, dar oricum ar fi trăit numai din campania din flyere și cam mai e, adică... Da, deci cu clienții ăștia trebuie să-i educi, trebuie să-i înveți, să le dai puțin. Și să-i ajuns. O lată despre asta e, dacă clientul ăla va crește. Uite, de exemplu, o altă campanie interesantă. SigmaNet a fost achiziționat de Coios, da? Păi, noi am făcut campania lui SigmaNet ceva timp, acum el a crescut, a făcut Raise Capital sau nu știu ce investment, cum se numește, și mai mare. Deci, da, e o poveste de succes și în sensul ăla, știi? Și atunci noi am devenit furnizori în Coios. Care... Da. Și mai mare. N-am înțeles niciodată numele magazinului ăsta. Bă, nu l-am pus eu. Deci nu, eu nu, ziceam era ca și... Deci dacă l-aș fi bucurat într-un fel, știi? Fost mai piște la care am pus numele la Coios. Eu totdeauna mă așteptam ca după lansare, că s-au lăsat cu ceva tapetă, mă așteptam ca după lansare cumva să fac un redirect la 3 luni și... Nu, să știi că aici e o chestie. Păstrează una din regulile fundamentale ale mai are brand identity communication sau cum vreți voi să ziceți, și anume este memorabil. Foarte memorabil. Și numai 8% în funcție, adică la nivel de statistică efectuată cu un eșantion reprezentativ de 1000 și ceva de mame, a ajuns la, adică mai bine, a ajuns la concluzia că doar 8% din audiență este deranjată de denumirea asta. Iar, atenție, studiul a fost făcut de un third party, o terță parte, nu de ei. Ok. Magazin online nou, de cameră foto, da. Care sunt principalele trei tactici de marketing pe care le recomandați? SEO. PPC. SEO și PPC. A treia. Să o dată și pe PC de două. Direcționează întrebarea ca să știu, ca să știi ce. Eu. Primul și în primul rând el trebuie să analizeze produsul și felul în care se prezintă produsul respectiv în ceea ce înseamnă comunicarea lui online în general. Adică el trebuie să asigure că are o prezență în primul rând prin intermediul site-ului, o prezență coerentă. Și aici vorbim de usability, design, vorbim de content de calitate, vorbim de produse cu prețuri bune, vorbim de produse prezentate bine. Produse am bani, am buget de marketing, am bani, dar am găsit pe tine cumva, pentru că știu cu ce asta, sunt absolut convins că se întâmplă în momentul în care vine un client la voi, voi sunteți băieții aia care știu cu internetul, învățați-mă, adică... Nu știu se întâmplă adesea să vină, dar dacă... Așa, și ce-mi recomandă? Băi, uite, am câți bani de limitat, am bani de investiții, ce să fac ca să-mi vină și mie clienți din online? Te referi, aici te referi la SEO și PPC sau te referi și dacă la... Dacă vine pur și simplu la tine. Vin și nu știu nimic. Nu știu nimic. Păi, la mine cel puțin, când vine un client, astfel de client, și se întâmplă adesea să vină, îl fac foarte clar să înțeleagă care sunt lucrurile pe care eu, cu care eu îl pot ajuta, eu ca Web Digital și eu ca Ionuț Munteanu. Și atunci diferențiind cele două paradigme, în sensul în care spun, ok, uite, Web Digital poate să-ți livreze lucrurile astea, da? Avem parteneri SEO Monitor care poate să-ți livreze lucrurile astea, lucrăm cu X variante de, Y variante de e-commerce, dacă ai un magazin de e-commerce și poate să-ți livreze fiecare dintre ei specializați pe soluțiile lor, fiecare poate să-ți livreze câte o soluție care are avantaje și dezavantaje, care pot fi analizate, după care pe social media, îi recomand un specialist pe social media cu care am stabilit-o, care e un partener în sensul ăsta, și, sănătate și virtute, ce să zic, adică, cam aia e. Și după care, el trebuie, adică eu fac... SEO, PPC și social media. Mai... SEO, PPC și social media. Adică, dar... El îmi cere mie să-l consult, nu?
Păi primul lucru îi zic, uite, asta e atât de ora de consultanță și începe să mă plătești, ca să vorbesc mai mult cu tine. Corect, sens că am bani. Pornim de la premisa că... Ok, și mă plimbi cu mine ca și consultantul tău? Da. Ah, ok. Și atunci de ce vrei să te rezumi? Dacă sunt bani, de ce vrei să te rezumi doar la 3 arme de matic? Bine, zic 14. Vrei să le zic? Hai să facem, uite, 5 minute așa. A, clar. Da, nu, dar e tipic. E clientul perfect, da. O strategie așa. Ok, bine. Search marketing, display marketing, blog vectoriale, advertoriale, article marketing care include pe zona email marketing, avem remarketing, Gmail campaigns, video ads, video content, streaming de audio. Zi, cum le zice la alea cu audio? Zi. Podcasturi, mersi, Raluca. Podcasturi, social media, prezență cu zonă de learning în site pentru a dezvolta comunitatea, după care offline weapons, arme de marketing offline care ar putea să aibă ca să genereze conținut pentru online și acolo avem eventuri, parteneriate strategice. Ce am pierdut? PR online, dar le include că e la limită cu toate celelalte, deci n-aș zice neapărat, dar hai să mergem și acolo. Sunt 17 poste, eu zic 14. Ah, ok. Și mai asta e furnizorul perfect, adică... Nu știu acum, îți mai pot spune, dar... Google Analytics? Nu. Eu vorbesc de arme de marketing care au un impact asupra identificării și colectării de noi potențial clienți. Da, am zis de strategie de marketing online. Asta făceam. Da, și poți să faci... Păi nu, aia... Ăla e un tool de analiză. Eu vorbeam acum de efectiv de arme care targetează identificarea și promovarea brandului tău ca și servicii sau produs, nu? Folosești și Analytics ca monitorizare. Da, folosești și Analytics, evident, dar poate nu vrea să folosească, poate vrea să folosească Omniture sau, na. Analytics, am zis, n-am zis. Sau Traffic.ro. N-am zis Google Analytics, am zis Analytics. Web Analytics, ok. Dar noi nu considerăm, adică eu cel puțin, ca specialist în marketing online, nu consider Analytics-ul ca armă de marketing. Nu, dar face parte din strategie. Da, nu neapărat. Adică, stai puțin, dacă eu folosesc Photoshop ca să-ți fac un design care face parte din strategie ca brand identity sau ca Illustrator, asta înseamnă că tool-ul respectiv face parte din strategia mea de marketing? Ok, am nevoie de câteva tool-uri, am nevoie de Google AdWords ca sistem de gestionare, dar poate eu nu gestionez campaniile mele AdWords din Google AdWords, poate le gestionez dintr-un tool făcut de mine, web-based, care se leagă la API-ul de la AdWords și nu folosesc deloc Google AdWords ca și soluție. Deci, dar fac campanii pe AdWords. Uite, de exemplu, la Omniture există o soluție integrată, da, în pachetul de servicii de la Adobe, există o soluție care servește zona asta, search, zona de search, care se leagă cu API către Google AdWords și faci managementul campaniei din soluția Adobe. Da. Acum mai sunt și alte întrebări din sală? Nu știu, cred că mai știu alte arme de marketing. Nu, l-am spart în mai multe bucăți, că nu e corect să zici că PPC-ul e doar o singură armă. O ultimă întrebare? De ce ai putut să fac o strategie de marketing? Și ai nevoie de un calendar de marketing neapărat, care face parte din strategie, dar și ăsta e un... Na. Și te-ai încadrat în 5 minute. Da. O să discutăm un pic după, că acum nu vreau să intru în polemici. De asta suntem aici. În polemici. Vrei microfonul ca să... Sunt gata să intru în polemică, dați în polemică. Ok. Alte întrebări? Uite, avem o întrebare. Cred că mă auziți, nu? Nu prea. Salut, Mihai. O mică întrebare SEO. Hash în link sau link în hash?
adică link ca și unul... Da. Sau dacă are vreo importanță. După părerea mea, nu. Acum, în momentul ăsta, nu. Sunt ame la fel sau n-ar trebui folosit deloc? Nu că n-ar trebui folosit, dar pur și simplu irosești timp care poți să-l investești în altceva. Adică asta e părerea mea. Nu mi-aș irosi timpul să văd dacă pun link. Chiar dacă e H1 sau chiar dacă e div sau chiar dacă e span, până la urmă Google e în stare să-și dea seama că cam ăla e titlul paginii. Dacă încă mersi frumos. Rand Fishkin de la SEO Moz consideră că H-urile au o importanță mai mică, nu neapărat foarte mare, dar are o minimă importanță, H-urile în general. Și dacă scrii cu font mare sau scrii cu H, e cam aceeași chestie. Aproximativ. Nu neapărat mai interesat atât cu am înțeles font mare, okay, okay. Strict de link, dacă okay. Ar trebui sau nu băgat cu H sau... Bine, mai departe. Am și o întrebare legată de SEO. Apropo, ascultând întrebarea de mai înainte, chiar mă gândeam ce teste de genul ăsta versus a făcut SEO Monitor până acum? Bun. Noastre se fac direct, practic, pe clienți. Adică avem mici site-uri pe baie, dar nu ne orientăm atenția spre ele, pentru că nu sunt concludente rezultate. Am pus H1... Adică H1 versus H2, cam cât de important e... Am pus H1 versus div la un magazin online pe titlul produselor. Cum s-a ajutat div. Adică n-am văzut o modificare, o schimbare... Alt exemplu? Beneficiu. Alt exemplu? Am fost penalizați că am folosit niște H-uri. H1, H2, H3? Am făcut niște heading-uri în exces acum vreo 2 ani și le-am pus sus. Și am fost depoziționați. Alt exemplu de genul ăsta de versus? Motivul pentru care întreb este că, în general, în campaniile SEO, este foarte important, aceste genuri de exemple sunt foarte importante pentru că, de fapt, de aici învață fiecare SEO, din versus. Ideea e că noi ne-am îndepărtat mult de partea asta de on page, adică să verificăm dacă punem un heading, ce se întâmplă, pentru că am observat că nu mai funcționează. Și dacă nu le aduce beneficiile respective, n-are sens să ne investim timpul în asta. Adică afirm că on page nu mai există? Adică afirm că on page nu mai există? Afirm că H1 nu mai există. Adică valoarea H1-ului, practic, eu nu o văd real. Mai sunt întrebări? Hai să facem closing. Vă mulțumim mult pentru participare. Vă așteptăm la 55-a ediție care va avea loc joi, după cum v-am zis la început. Sper că v-a plăcut pizza de la Spago Pizza și acest format de ediție așteptăm părerile voastre vis-a-vis de ideea de panel și dacă aici panelul a fost mai interesant decât prezentarea, pentru că v-ați obișnuit la lumea SEO-PPC să aveți prezentări și atunci ne-ar plăcea foarte mult să auzim dacă să auzim părerea voastră și părerile voastre despre cum vi s-a părut panelul versus prezentările în general. Da, acum o să reportăm acele 5 abonamente pentru că na. A fost o întrebare. Da, putem să dăm câteva. Nu. Deci, da, felicitări. Ai câștigat un abonament la SEO Monitor. Am mai avut o... Am mai rămas 5. Cum? Am mai rămas 5. Am mai rămas 4. Da, n-am. Așa. N-am mai avut întrebări. Da, acolo am avut o întrebare. Ai câștigat un abonament la SEO Monitor. Da. Pentru încurajare. Data viitoare te așteptăm cu mai multe întrebări. Bine, Bogdan a plecat, dar... Vreți să-l trimit pentru Bogdan, da.
Vă așteptăm mai activ, da? Aici, după cum v-ați obișnuit, e un loc în care chiar putem să dezbatem probleme de astea ce țin de... Cum? O sugestie pentru o ediție. Te rog? Discutăm mai despre cum ar veni magazinul afiliat IDEA. Oh, ok. Hai să vedem pe grup. Propune sugestia asta și... Schimbările da? Acum ar trebui să-mi lucrat. Ok, ok. Vreau atinge un ideal. Absolut. Propune chestia asta pe grupul lumea sau pe PC. Te așteptăm acolo sugestii, chiar le ține cont de ele. Deja a venit 2-3 oameni care au spus, domne, vrem să evenimentul să nu mai fie vinerea, vrem să fie joi. Și atunci ne-am conformat. Ok, mulțumim sponsorilor Web Digital, Două Parale, Semro, SEO Monitor, Traffic, SigmaNet și partenerilor logistic, partenerilor noștri Spago și Orange Concept Store, Olivia Breda, Ionuț Munteanu și speakerilor, participanților, specialiștilor, le mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc vouă și vă aștept la următoarea ediție Lumea SEO PPC.